Multe dintre sancțiunile stabilite pentru parcarea neregulamentară a mașinilor ar putea fi anulate, iar șoferii pedepsiți ar putea să își recupereze banii adresându-se instanței dacă sesizarea avocatului poporului către Înalta Curte va avea succes. Sesizarea se referă și la ridicarea mașinilor parcate neregulamentar, vizând în special astfel de măsuri adoptate prin hotărâri de consilii locale și puse în aplicare de către firme de profil. În sesizare se arată faptul că nu administrația locală este abilitată să stabilească astfel de sancțiuni. Avocatul poporului susține în sesizarea depusă la Înalta Curte de Casație și Justiție că sancțiunile și contravențiile pentru parcare neregulamentară nu pot fi stabilite de către consiliile locale, ci de către guvern prin lege sau hotărâre de guvern. În aceste condiții, ridicarea mașinilor bazată pe hotărâri de consiliu local nu mai este legală dacă Înalta Curte va accepta sesizarea avocatului poporului. O astfel de situație s-ar putea înregistra și aici, în Piața Centrală, cu privire la care Consiliul Local Giurgiu a emis o hotărâre în urmă cu 3 săptămâni care reglementează parcările din această zonă. Mai precis, nu sunt permise parcările pe timpul nopții în această zonă, în perimetrul Pieței Centrale, așa cum spuneam, și se pot pedepsi și cu ridicarea mașinilor. Așa cum menționam și ceva mai devreme, dacă avocatul poporului va avea câștig de cauză în instanță, el va putea impune anularea tuturor hotărârilor de Consiliu Local care prevăd astfel de sancțiuni. În aceste condiții, șoferii ar putea câștiga un adevărat război cu primăriile și cu firmele care ridică mașini, apelând la instanțele de judecată. Rămâne doar ca Înalta Curte de Casație și Justiție să dea câștig de cauză avocatului poporului în cazul sesizării deja depuse.